Salut, supare din Republica Moldova și din România. Astăzi, în data de 17 martie 2019, am organizat un seminar apicol în cadrul asociației noastre Apicului Pro Apis Chișcăreni. Suntem în stupina domnului Victor Bețivu, membru asociației, să vedem ce are prin stupi. Scoasă, Victor, ce vrei. Uite, Victor, ce ține mie. Leaca asta ea, vezi partea asta are o leacă de alghină, asta are multă. Și automat, o pui și ea, că alghina de pe rama asta, ar să rămâie acolo, și el într-o ramă. Deci nu trebuie să nu. Nu trebuie că eu sunt cu masă de-i pace. Trebuie să-mi dragi leomul. Ia că asta e tot cu ouă. Da, văd și eu. Dă-te-mi parte și el într-o curbație sau. Prista ca mie, eu singur n-am fost de mult. Da, da. E că vezi, e cu ouă. E ouă are. Da, parcă că părul câți două. Da, aici ea uitează cum aduc multă mierea și o căpășire. Și ridică aproape de căpășire. De-atâta ele cresc. De-atâta ele cresc. Ai partea asta în slarbe. Dar uite cât loc încălzesc ele degeaba aia ca aici ea. Ia uitați-o. Ia că asta e aici atât așa ruptă. Eu așa o ruptă, mă ia. E curat ceară. Că tot sus. Curat ceară. Ochia, ot nu știu, nu știu, nu mai. А как же оно, если сидит холстик, как они могли клеить? Что поднимает? Поднимает. Да. А касса каша зурдика. Вот давай через 3 дня придём. Новый крескот от там. 3 зелёрдика. Все твои видео снимает. Новый крескот какая-то. Я вот около, около вообще алгины ну ешь ещё. Около крескота вот. Так, вас пункт родика такой. Где мы интро парти борем? Да, и он на интро Юра. А что ты пашки скинул сейчас? А, видишь, если это рама купует. Нет, капащит. Капащит. Дой трентор. Дой трентор капащит, смотрю матка. Все, подсвач. Да вы что пусы на рент, что я ешьте я. У меня как раз матка есть. Стоило. Да, у тебя рама и плина купует, только и фары. Asta e treia ramă. Da, așa că aici ies alghina ramă. Vine și te uite. Asta e carnică. Vine coașe. Carpatina, într-adevăr. Carpatina, dacă are treia ramă. Ei, ne luce aia tu compășit postavit scraia. A tu, a tu... Nu. Familia, familia, familia Amuș. Așa are puiet și are... E are... Tăsi larvar și ouă. În prejur la puțin. Larve și uleacă căpășit partea asta. Pe două săptămâni să ajungi. Partea asta n-are nică. Nici mai mult nu trebuie, poate nici pe așa. Și aia care trei reme și pe patra. Puiet. Asta ramă e că are încă uleacă din ele, dar partea asta n-are aproape alghină. Eu de-o pildă la mine. Nu și nerea asta pe cât ajunge lui ea, dacă nu e cules. La mesi. Stai că are o alghină la mine. La meseți? Конечно, все. Да я может, мы едем. Мы едем. Мы едем. Мы на улице от 22 градусов, до ушуна. Мы не садука. Мы не лезут. И он тратил пьем остаю. La întrebarea lui Serioja că dacă nu trebuie puietul căpășit scos în margini și puietul deschis în centru, asta ai avut în vedere. Nu trebuie, știi, numai le stricăm tot ritmul de lucru și... Plus la asta, la puiet căpășit, îi trebuie mai multă temperatură ca la larvar. El și elimină căldură căpășit. Dacă matcă începută să amâna, ia ca de pe el cu mamuia. Își crește încetșor radiusul ei de dezvoltare. N-ai și strica rama, și ei s-o pui acolo și așa e dincolo. Matcă începe, o să amânat între asta, pe un să amânt între aceste două. Până să amânt pe aceste două, de aici poate iasă puietul. Și ea se întoarce înapoi. Dar dacă nu ieșit dintre asta, puietul iese mută pe paturile, pe cincile. Și pe unul se întoarce iar dintre asta din centru și iar din nou e la asemănat în părți. N-ai și muta vremele când nu se mire. Dar nu mai scoți una de aici, mă. Îi scoatem, ia că pe asta e, eu scoatem diafragmă n-are. Eu de pildă, ia că pe trei reme. Și diafragmă noi. Și pe patra, unii. Ia uite diafragmă. Asta-i hrănitor, da? A, nu. Ia că la momentul de față, ia că eu la mele le-am făcut așa, ia. Și asta ia care cu alghina, cu leacă de alghina aici, ia, o răs aici. Ea are pe trei reme puiet și are patra și a cinci încă. Pe două săptămâni ajungi pentru matcă de samanat fără treabă. Și aia că ia mă, dar aici două săptămâni cât timp încă așa ea, nu-i nici chiar cald, nici chiar frig, ei ajungi pe ea cinci reme de samanat. Și trei săptămâni.
Dacă în caz că chiar și interziet, o plouat, diferite motive, suflu, vântul, nu poți lucra, matca după pintri ăsta ia, pe lângă diafragma asta, matca dacă n-a să aibă un seamănă acolo, ori scoboară în corpul de jos să seamene, ori să fugă după diafragma. Dacă condițiile climatice nu-ți dă voie să îmbli în stup. A și-o tolcu și pe da, diafragmă dacă... perineosul, da, șona. Dar plinu, grămădește cuibul. Familia șelipe este 5 rame și e mențin temperatura, microclimatul, temperatura și umiditatea, ține ca matca spate să lucreze. Și de condiții. Тепло не выйдет, вот там сбоку. Нет, так выходит, вся пчела сидит. Плотность пчелы держит. Тут все плотность пчелы играет роль. Пчела же сидит, возле матки. Сережа, алгина шеди мой компакт, аж магия не ценит температура. Да, да, почему и фапки. Алгина тут на дюнишник алгина с дух тотайки. И то, не просто. Păi, dar e la zustei, acolo principalul nou unii crește masă. Nu, no, să ducă pe puiet, albina tot timpul îți ducă la puiet. Cum să arăi, îți duci încolo la puietul, nu șerie, el m-a așa zău când e caldus. Așa s-a albina aici trebuie să fie algina tânăr care îngrijește puietul. Surplusul de algină e vine și e nere de piramide, este și o cară încolo în cuib. Și sprânește ca un stimulare. Că e vine, remele este cu nere și după diafragmă. Dar încă o leacă zgâriete. Încă și mai bine. Da, încă și mai bine, am întâlnit odată până când n-ați dovedească slicare. Și încă mai este o întrebare, că dacă e frig tare afară și o zgâră, ia și așa, de că o vieți, e rășe, muia. El e nasul ei, el trebuie să încălzească. Mâinii cald și o să iei. El trebuie să încălzească ca să o cali. Furculiță, îi faci, mergi odată și o zgâri pe tătă. Știi că cam așa, eu 8 rame, 5 rame cu puietul are compacte, noi pe 2-3 săptămâni ajungi la, de lucru la matcă. Eu numai le-ai tras în părți, începem flori... Asta zic că sunt broas. Zarzărul și zarzărul jișul și așa mai departe, să pare polen și nectar în natură, poți să-i pui și o voșină, poți să-i pui... Nu știu, dacă un as pajar n-a ieșit. O ramă de este a crescută bună și văd și e lichit-o. Băvșă-i tam, nânișă-i zdeți. E tras diafragmă și e mai lichit-o ramă aici, nu trebuie din plan în cui primăvara. E lichit-o la margine. Matca, dacă n-ar vreo să amănat pe este automat, trece pe asta de la margine. Când se încălzește ghinea afară de luna aprilie, jumătate de aprilie, se încălzește, mă floresc mai mult copaci, eu mă pot să mai pun mai două vreme. Cum a spus Belorus, cald trebuie, amuie primăvară, cald trebuie. Temperatura lui trebuie și umiditate să aibă, normal, ca să poată să ne iei temperatura. Am o întrebare. Da. Noi când desicăm aici ea, aici trebuie să vă bucșit remcele, aici ne-a obizatil să șibă, ori tu le bucșești. Anume, nu te-am înțeles. Are în vedere să fie toate 10 rame în primul corp. Nu, depinde, dar și contează jos. Nu, ia, vezi? Uite. Și? Aici nu-i de dorit și băloc. Dar pui lichești rama de ea. Nu, eu zic, iarna noi le-am lăsat, aici era pustiu, așa? Da, aici. Da. Znaci, tamu ea că trebuie și bășe, dar eu aici două nu-i le pun. Da, nu, nici amu poți nu-i le pui. La mine și-a de jo. Da, aici e de dorit și bă, dacă ceva... Da, sub cuib. Ele spațiu nu iubesc, măi, când e sub cuib, da. Da. Sub cuib trebuie să aibă, că algina coboară pe remi jos. Să mulțești algina interziet, timpul nu-ți dă voie să lucrezi, plouă câte o săptămână, e frig. Nu, algina are munișne pe remele jos. Chiar dacă nu ai pus remele jos, de pildă, aici sunt 5, dar celelalte reme din corpul de jos, se încep numai de aici. Oricum acolo îți fac un struguri de albină, n-a să știe nică. Sau coboară pe ei, îți mută mai încoace. Dar mai din că variantul este. Toate ramele în primul corp să fie. Da. Toate ramele în primul corp, dar pe unii să mai pui faguri speciale. Eu, de pildă la mine, sus am 7 rame, am uia, și jos am 5-6. Eu tot așa. Ca să am, ca să am loc de a manevra pentru faguri speciale. Tu ai vedere că el șede sub cuib. Da, sub cuib. Dar chiar ceva e s-o dat drumul și... Da, e mai ușor, mergi pe dânsle. E și pe perete ele merg, nu pe rame coboară. Că ăta ștorcă deja... Это кормушка тепло. Вот смотри, здесь тепло. Вот тут тепло, температура. Вот да. Как он объяснял. Но эта температура же уходит. Вот тут дырка, и она ушла туда. Так чуть-чуть ее уходит. Сережа, что, диафрагма. Много? Диафрагма и капырети. Касши балгина пюреми лезя мои компакты. Они просто в... Чел держит. Ну, касцы и температура. Да кас громадяск алгина, но пюреми лезя щищ. Так и ласт эти оптрами. Ia să aibă tăti 8 rame. Dacă n-a semnat buit rășurile. Ia, mă, spinoplasta zilă le plotnie. Так я тоже, я у меня в лежаке, я ставил шторку, чтобы не присоединял, и закутаю ее полностью, знаешь, сокращаю гнездо до минимального, да. Но этим вот холстиком и аж так до конца, знаешь.
Вот тогда я сократил. Ну, этим... другая система. А что, здесь тоже нельзя так? Нет, так все равно ты сюда... А, он это... а я думаю, ты поставил это, но я не понял, как сокращаешь. Я думаю, как сокращается оно... только для того, чтобы пчела, понял. Пчела была компактнее. Компактнее. Да у них, Витя. Я каюсь ел день, ну мор, когда ел это. Так фамилия Птенко, ну мор. Сыня калгена о том, когда и фрик афарыш фамилия и слабы. El intră după sirop și îmblunzesc mai multe și spălești una pe alta, nimeresc chic în sirop, să udă și ele nu se mai usucă. Nu se... Nu pot ieși. Nu pot ieși. Mor, dar el îngroapă. Nu pot ieși. Atunci ele sunt neacă. Dar dacă amuie, dacă e tot sirop, nu e nicio problemă. De sirop, Vite, unde ești? Dacă nu, îl luai. A, de grabă ce cu sirop? Roșu sau alb? Ia uite, iau câteva și nu fac cu pielea asta. Șară. Șară. Cu fâs. Ну, на этом и там на вон, фенка моя вем жарафик. А что, думаешь, другой тоже такой? Ну, что? Да залезем на сына. А вы утас за сын вырхали в лесу. Вот это, я кай. Я кай. Я кай. Я кай. Лучше то, что не работает. Вот щит шел, где там этари. Вонде вы дыма. Васалес кари? Лучше то, что не работает. Давай посмотрим. Старый рыба, антрептофос. Кари. А ходим начало. Hai da, suntem. Adem și la așa la eu fumat. Eu fumat. Eu am dat în coas. La care foiul e bun? A, eu îl trag în mine. Nu că el se sufle vântul. A, tu dă din parșie, vei, de unde cum merge vântul. Eu tot le-am închis. Mai gine mă. Gheorghe, nu pune filmul ăsta în tăire. Ați ne râdă lumea cu dumarul. Dar ne râdă lumea cu dumarul. Băi, n-ați ne râdă, am uitat afumătorul acasă, care-i problema, am improvizat și noi ceva. Da, da. Dicii cu slovia. Improvizat. Mihai Grama, compămătuf de iarbă și strânzi miere prin copaci, prin apuseni, dar nu e aici și... Iar așa ești cu vizit. Vreau, te rog, dalta de acolo. Dalta, eu rămas acolo. Dar da, mă, nu e de mai, nu trebuie nici cealaltă. Am pornit trebuie, azi m-am blat pe de drumuri. Și asta, aia este iar rame, eu deodată le scot la... Închideți ochii. Aia ne nada pe el. Nu într-o mă. Că asta rame deodată eu o dau la tochit. Le scot și automat le dau la tochit. Încă îmi pare rău pe așa rând. V-ați auzit? Și eu spus că asta ram, vedeți, a două cu ouă și cu larve. Dar și la margine scot că e rău. Înseamnă că îi scoatem una din partea aia asta, întâi? Așa trebuie și bine cu ouă. E că asta eu punem la margine, care nieri. Așa cu mască. Da, să dă-i pașca. Ar să dă-i dă-i pașca. E o gură de jărat. Suflă-i înapoi. Ha, de fugi. E mă gâdea. Asta e cu capășită. Ne găsesc familia e slăbuță. Dar are două râme cu puiet. A treia, și pe treia. Ne găsesc pe treia are și are ouă multe. Partea asta n-are nică. Ai început zilele să aduci polenul să... Nu mi-ai pui nică. Atât-ai. Numai 4? Pe 4 reme, că mai departe n-are alghen. Dar vreau fi puțin alghen, ce nu vezi că e goală, zgolă reme. Asta e unul de urgăitul și ele fugit. Da. La culesa muiesc. Așa pe copac. Și încă dacă n-ar și avut pe 3 reme puieta, până de obște numai 3 reme îi lăsam. Dar i-am pus una din îmbrăcat. Ea ca asta de mână are alghenă pe dânsă. Asta n-are treabă. Și aici numai 3 reme trebuie de lăsat. Pur și simplu aici are multe larve și nu-i dori de pus la părete. Foarte mult ai spers. Dar ai să câștigi la lucru. Tu s-a făcut seminarul de dimineață, i-am iurat să le strângepte. Ne, nere are. Dar alghenă-i puțină. Este slăbuță. Pune și rama aceea iura ultima. Dar nu-i de dorit. Nu-i de dorit ea ca ei, dacă ai une, ai ăștia să le iei. A este eu la care mă duc la... Nu, nu, este. În cazul este pe care îi fac așa e. Și dacă nu-i place, lasă-o mai pui un ștubei. Nu mai fac și partea asta, așa e. Și dacă... Trebuie să-i faci un imere acolo să o tragă în...
Și de-a mâna să mai pui, știu, bei vrei, nu vrei să o arunci. Bine, scrie asta. Dar încă una. Da. Dar nu-i mai gine dacă ai una. Ești le luat și asta e țărăpăită. Unde s-o țărăpăită? S-o zgâră, Edică. Ești să-l iei vopșe de aici. Pentru? Vopșe altă. Și unde să le duci? Lasă-i cu pas spațiu acolo și ți-ncurcă.